Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, suntem în direct cu Arena Francisc von Neumann din Arad, acolo unde vom urmări împreună confruntarea din etapa 10-a dintre campioanele provinciei. UTA primește vizita CFR-ului. Dar avea voință nu înseamnă să spui că vrei, înseamnă să te ții de treabă, este mesajul din peluza arădeană. Nu reacționează însă în timp util, UTA apucă să se reașeze CFR, șutul arăta bine. Șutul lui Baravicas, cel care vorbeam, de care vorbeam mai devreme. Un șut cu dreptul, iată, pentru un fundaș stânga, nu e o execuție deloc. Retache, centrarea lui Costache la 16 metri, vine Bordeanu și apoi Kipciu, gol! Ce execuție! Nu înscrie foarte des, dar atunci când o face, înscrie goluri de generic. Gol de super fotbalist al lui Alex Kipciu. CFR deschide scorul în minutul 27. Părea o minge pierdută de Arădeni. Fantastic! Fantastic ce piruetă face Kipciu. Trimite imparabil. Niciun portar din lume nu cred că ar fi putut să scoată această minge. Este cel mai frumos gol al etapei, cu siguranță. Ce șut prinde Kipciu! Fabulos! Încă o dată bijuteria de gol reușită de Alex Kipciu. Baravicas și Vukcevic susțin și atacul. Acum vine centrarea lui Pasalia! Apreciat! Am greșit Bălgrădean, care a și atins mingea, va fi corner pentru UTA. Minge aruncat în careu, Erico da Silva, Miculescu, Hora! Bălgrădean vine prea târziu. Hora trimite peste poartă. Manea înghesuit acolo de doi adversari. Roger așează pentru Isaac, poziție de șut și scoate Bălgrădean. Primul șut pe spațiul porții pentru UTA. Bălgrădean din această partidă. Frumos. Se ducea la rădăcina barei această minge. În preajma careului de la careului CFR-ului. Și acum pe 16 metri Isaac. Minge pe care am văzut-o în vinclu și eu și probabil jumătate din spectatorii prezenți la această partidă. Al doilea șut periculos al lui Isaac, mutare inspirată al lui Laszlo Balint. Ce șut, ce șut prinde din nou Isaac. Vukcevic, urmează centrarea pe bara a doua, recentrare și acum Iubin! Minge scoasă de pe linie și ratarea lui Hora. Greu, greu, chiar și când ajunge în poziție de șut, iată, fundașii CFR-ului se strâng imediat în fața lui Bălgrădean. Bălgrădean este cel care respinge, cred că din reflex, a văzut mingea foarte târziu, era mascat. Șutul lui Iubin foarte puternic, iar Hora trimite apoi peste poarta, două ocazie și a lui Hora din această partidă. Recuperează apoi Roger. Sunt șase jucători care așteaptă o centrare. Roger trimite destul de bine. Preluare excelentă! Intervenție însă salvatoare a lui Burcă.
ce intervenție a lui Burcă, excepțională. Foarte bună reacția lui Burcă. Roger, pasa lui Antal, acum Hora. Hora, centrare cu exteriorul, Băre! Și Antal apoi careu, incredibil! Incredibilă ratarea Utei la această repriză secundă. Centrare de mare calitate a lui Hora. Antal prinde însă mingea pe tibie.